acest calculator IBM XT5160 este al doilea computer personal fabricat de IBM. Muzeul Palatului Culturii din Iași este prezentată o nouă expoziție care se intitulează Computerul Istoria Viitorului. Această expoziție prezintă evoluția calculatorului de la BAC și până la calculatoarele moderne de astăzi. Dacă veniți la Palatul Culturii, veți putea vedea de asemenea cum arată interiorul unui calculator, placa de sunet, placa video, placa de rețea, dar și cum arată interiorul unui monitor. Majoritatea exponatelor din cadrul Muzeului Științei și Tehnicii Ștefan Procopiu din cadrul Complexului Muzeal Național Moldova-Iași datează din perioada 1981-1990. Acestea ilustrează soluții tehnice bazate pe semiconductori, circuite integrate și microprocesoare. Colecția s-a cristalizat începând din 1978, când muzeul nostru a primit o serie de mașini de calcul mecanice de la un liceu economic din Galați. De atunci a început să fie achiziționate, să se primească donații sau chiar și transferuri de diverse astfel de mașini de calcul și mai târziu și calculatoare. Dar colecția se bazează pe donația făcută de Facultatea de Automatică și Calculatoare. Acele computere care erau compacte și conțineau într-o singură tușie unitatea centrală, tastatură și monitorul separat și prețele de dischetă. Una dintre cele mai vechi piese propuse atenției publicului în cadrul expoziției este memoria cu ferite IBM 360, care reprezintă cea mai importantă formă de stocare a informațiilor pentru sistemele de calcul din perioada 1955-1975. Avem o ramă, vedeți, cu mai multe memorii, observați aici pe acest cadru, o placă de memorie cu ferite. Cei mai încântați de expoziție au fost copiii, care au rămas impresionați de dimensiunea calculatoarelor vechi, dar și de cum arătau în trecut consolele video. Cum arată aceste calculatoare? Foarte frumos, pentru că arată cum era în timpul în urmă și sunt și un pic vechi, dar poate să-mi iau acum. Tu ai calculator acasă? Da. Și calculatorul tău cum arată? Sigur nu ca asta. A fost o experiență foarte frumoasă. Da. Și ce ai văzut tu? Ce te-a impresionat? Jocurile. Alături de mărci consacrate au fost expuse și modele reprezentative românești. Expoziția cuprinde și o serie de console Nintendo din colecția particulară aparținând lui Teodor Ștefan Axinte din Iași. Expoziția Computerul Istoria Viitorului va putea fi vizitată până pe 31 decembrie 2023, de marți până duminică, în intervalul orar 10-17.